și faci ei mitic acolo? Să facă Cornela în grijă de copiii mei? Copiii? De care ai tu copiii? Păi, Cornel, mă refer la strugurei. Am grijă de copiii mei. Nu vezi? Îi spăl, îi pup, vorbesc cu ei, Cornel. Băi, fără struguri aș fi mortă. Păi tu crezi că poama asta sculege așa? Sculege, băi, Cornel, cu dragoste, ei, cu iubire. Uite, eu am emoții acum, mai constrâng. Bună ziua! Mă scuzați o secundă, vă rog. Bună ziua! Cu ce să te ajutăm? Aici locuiește domnul Mitica? Da, chiar el în persoană. Încântat. Mă bucur. Da. Domnul? Cornel. Domnul Cornel. Am umblat prin sat, din poartă în poartă și vorbind cu vecinii dumneavoastră, mi s-a spus că faceți cel mai bun vin de aici din zonă. Vezi, Cornel, că vorbește lumea, dar și când vorbește, vorbește bine. Așa este. Dați-mi voie să mă prezint. Mă numesc Paul Sobolevski și sunt om de afaceri. Sărmână! Am un proiect care am investit și vreau să investesc în continuare foarte mulți bani. Proiectul se numește Cel mai bun vin. Și mi-ar face plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Dumneavoastră faceți vinul, iar eu plătesc foarte mulți bani. Băi, băiete, nu sună rău. Sunt de acord. Da? Da. Batem palma? Batem, domnule, palma. Uite, dacă vreți, da. Două butoaie de șin sunt deja pregătite, domnule, făcute de mine. O să le iei, hai dă bani. Domnul Mitic, n-ați înțeles. Este vorba de un proiect foarte mare, cu mulți bani. Aș dori să cumpăr 5 tone. 5 tone? Cum să număr asta e, Cornel? Și? Domnule, nu am 5 tone de și vrei tu, de vin, domnule. Eu am strugurii mei aici, în grădină, nu uită satul meu. Domnule, uitați cum face. Eu vă plătesc foarte bine, vă dau mulți bani, mulți. Da, avem! Avem 5 tone! Avem! Domnul Cornel, vă las cartea mea de vizită. Da? Sigur, da. Vă rog să mă sunați cât mai curând. Sigur că da, 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 da. Da, Cornel, ai nebunită? Ai nebunit? Da, e fără probleme, tași din gură, că am eu o idee. Păi, o să rupi, măi, o să rupi. Hai că am niște pofte de money. Hai să facem 5 tone de vin, că... Trebuie aștept money. Hai, cu. Mi-am dispar struguri din grădină. Știi tu ceva? Nu? Nu, a? Și de ce de la mine de acasă, până la ograda ta, găsesc numai bobiții de-astea de ale mele de struguri, a? Băi, oare, dacă zic eu nu-i fur, nu-i fur eu, e! Și până la urmă, nici dovada ai tu, ia-ză! Cum e ce dovada am dacă o dâră întreagă e de-aștea de struguri? De la mine, până la tine. Asta-i dovada. Dacă nu-i fur tu, îi fur Cornele. Unii ăsta-i? E, Cornel! Și eu, e! Ce-ți fur eu? Nici tu nu fur, nu? Nu, nu fur. E, voi furați împreună. Voi îmi furați împreună struguri. Și dacă nu-mi dați, în secunda asta, struguri înapoi, mă duc la poliție, da? Și o să vină poliția și o să vă ridic. Măi, Oale, vină-i vă de acasă, că îți poți spărâta struguri ce ai din ogradă. Cum fă să dispară toți struguri din ogradă? Că ăștia doi fură struguri, fă! Păi dacă mie îmi dispar acum struguri, da? Și eu vorbesc acum cu voi, da? Voi nu puteți fi simultan în două locuri, nu? Nu. Și atunci cine ne fură, fa, struguri? Hai să-l prindem, fa! Auzi cum sună, măi! Și o să-mi face, să face genul! Să... Ai, Cornel! Cornel, vino răbdi! Cornel, vino răbdi! Băi! S-o străcați zdrobitoarea asta, băi! Și avem și ești doni de vin de făcut și ne facem! Aleu! Și-i mitic, nu mai merge ăsta?
Nu, Vaurica, fășă, nu mai avem cum să zdrobim strugurile, fășă, și ești tot ne-avem de făcut, ai, domni. Lasă-i că vă ajut eu. Îi zdrobesc din mama dracuia. Bună-i vinul, bună-i vinul. Faurică, zici tu, fac reușim. Mai avem 4,5 tone, vă. Hai, pune aici. Pune aici? Da. Hai, dai acolo, da? Du-te și mai adu. Hai, vă zdrobitoare, o păi și ești. Mitică! Alama asta e, dacă nu e Mitica acasă, direct la pietă, audu. Băi, credem că nu ești acasă, Mitic. Păi, nu sunt. Corect. Dar ce închis tu poarta așa drept? Nu, ți s-o părută, Viorel, nici n-am închis-o, e deschis. Ai și tu dreptate. Dar toată lumea din sat. Așa. Păi să plâng că cineva le fură strugurii. Nu mai și mai fac vin, ba la primar să duc, iar scandal prin față pe acolo. Știi ceva treaba asta? Nu. Băi, sigur. Băi, nu știu. Nu-i mai bine de mine, n-am stres, n-am nici struguri, n-am nici vin, fără stres, băierii. Mult mai bine de tine, Viorel, că n-ai chiar nimic. Corect. Și mai de steaua ta. Dar știi ceva? Ha? Când faci tu marfa asta ta, oricum tu faci cel mai bun vin din sat, toată lumea și-a zis. Nu păstrești mie vreo câteva chiri? Nu. A, ăia Mitic. Da, așa e, ăia e un tip prieten adevărat, vei? Numai bine, Mitic, sănătate. Dezbun numai după șerute. Tu-i gura mamii ei. Nu vii rușini, măi! Nu vii rușini să intrați în grădina oamenilor, măi, să furați, măi! Păi da, las că pentru treaba asta o să-mi fundați pușcăria! Domn Porcis, puteți să-i luați pe amândoi! Nu pot, părinte, cred că s-a făcut o greșeală. Ce greșeală? Păi am fost peste tot în toate curțile în care s-au făcut raportaje și am luat probe, inclusiv amprente. N-am putut dovedi nicăieri că cei doi au furat struguri. Păi, da bine, totuși, până la urmă, s-o fură din ogradă, din grădina oamenilor, după ce se... Din spusele martorilor și ce am vorbit eu cu experții, se pare că anul acesta avem invazie de viespi. Cu ce experți ați vorbit? Păi, fănica lui Chirpidel. Chirpidel? Chirpidel, așa. Era în curte și a spus că a auzit fix așa. Vzz, vzz, vzz. Eh, când s-a dus să vadă, nu mai era niciun strugure. Doamne ferește, părinte, asta e o invazie, o calamitate de animalelor de astea. Hai să mergem să ne rugăm, să mergem repede să ne rugăm. Păi în cazul ăsta, măi Mitică, ar fi cazul să te duci repede să culești tu strugurii, măi, că nu cumva să rămâi fără ei, măi. Păi Cornele, cum ai te lăsat așa ușor prins? Ame, lasă că m-am enervat, m-am dus la popor și să o prins viezi pe asta în vii la ele. Asta-i vestea, măi? Ia râde, măi! Ha! Nu știu, chiar chiar vestea! Mă, păi, păși niște ori, ei! Gata, hai! Hai! Hai, Cornele! Să s-o străcat vestea, măi! Lasă, că, uite, măcar am salvat strugurile! Lasă, măi, cu ăsta am făcut și niște ori, Mitică, înțelegi? Și de banii care îi luăm de struguri, mi-au elicopter dacă mă enerveze. Hai! O
Unde ați mai văzut să se fure strugurii cu drona decât la Mitică și Cornel? Ei bine, dragi prieteni, hai să strângem la acest clip peste 20.000 de like-uri, să dăm și noi odată drumul la piesa aia Laila. Pe lângă asta, nu uitați, mâine seară, sâmbătă, la ora 20, pe Canal D, ne vom uita cu toții la episodul 2 din Moldovenii, sezonul 2. Este un episod super tare pentru că subiectul este despre virus și păcat să-l ratez. Ideea este că primarul este infectat și din păcate, dar de fapt vă întreb pe voi, credeți că primarul moare din cauza virusului? Scrieți în comentarii. Zdrobitoare!